Iată, Blue Resort, amfiteatru Belvedere panoramic, chiar este totul foarte albastru. Și locul, față de acum 2 ani, chiar s-a transformat spectaculos, adică e altă lume. Închegată, iată, au lăsat și această băncuță de beton ca înainte, ceea ce pe mine mă bucură, dar albastru ăsta... Nu știu ce să zic, adică să-l vezi tot timpul atât de albastru. Pentru mine e tare, e ciudat. Dar... Lagra, iată, aici au mai rămas câteva. Și anume... Shop Boutique. Și Mimoza chiar... Cred că a rămas pentru că astăzi doamna Lia, care lucrează la restaurantul Perla, cel mai bun după mine, spunea că Mimoza ar fi de sine stătătoare. N-ar fi neapărat în cadrul complexului, dar dat fiindcă nu mai are firmă, aș zice că... E totuși integrată, dar interesant că au lăsat scaunele. Și lumea îmi face și cu mâna, mamă, e un întreg univers aici, albastru, plin de stimul noi, capitaliști. Wow! Dar sunt... Și aici, pare că e și o piesă de teatru. Wow! Mamă, cât stimul! Interesant, bradul e tot acolo. Brad frumos. Bazinul, sculptura. O simt ca la Bâlci. Un pic în statul de vacanță, dar pe hiperlux. Adică, oh my god, ce e aici? Bine, să acum numina Sfințitului arată foarte interesant, așa că pur și simplu vizual. Locul. Îmi place că au rămas ăsta. Un fel de masă tăcere. Mă bucură. Pus aici niște pelicani, probabil că o să facă un restaurant. Pomii au lăsat, adică chiar e frumos. Da, nu aș sta aici. Prea multă lumină, prea multe detalii. Pe mine mă obosesc. Dar pentru cineva căruia îi plac locurile luxoase, gen resort, de Turcia, all inclusive, de 4 stele, da, e locul unde se vor simți fericiți. Ce-am auzit că ar fi ceva, niște statui aparte. Cine nu știe să noate, să aibă rivioare la Iercola, părintele lângă. Bine? Vedeți pe voi. Să ne distrăm acolo. Și atenție mare că vor participa. Ce erau niște muncitori, nu știu, cred că din Sri Lanka sau așa, i-am văzut și la Hotel Neptun azi. Seară frumoasă în continuare și ne vedem sus la restaurante cu un cafe-concert, dacă nu mă înșel. Cafe-concert, sună bine. În continuare și te jur frumos. La revedere. Și boia de stimul. Dar față de altceva, adică e un loc unde oamenii chiar se pot distra. Integrat. Coerent. Încât trec absolut neobservată. Mai puțin omul de la Oltenia m-a
Chiar este statuia lui Mihail Bucălnicianu aici, cu roz, cu neon, cu mușcată, cu coș de gunoi, cu o țigară. E ceva postmodern. Și aici l-avem și pe Mihai Viteazu. E acolo panoramic, e un mashup. Mamă, roz, albastru, wow, și aici. Și bineînțeles Mihai Eminescu. Albastru. Mihai Eminescu albastru. Această de seară Mihai Eminescu albastru. Da, e bine. Multă lume. Par să simtă bine. Eu cred că e ultima oară când mai merg pe aici. Cred. Dar nu se știe niciodată, poate mă obișnuiesc și cu turbocapitalismul. Dacă față de ce bălării erau acum câțiva ani aici. Wow. Da, complexul Blue. Fosta perlă a litoralului, actuala... Actorul Safir, să-i zicem, că e albastru, știu și eu. O baie de stimuli.